Bună ziua! Eurodeputatul independent Mircea Diaconu este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Diaconu, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, cu plăcere, și bună ziua tuturor! Ați fost ales în 2014 să ne reprezentați în Parlamentul European. Au trecut 4 ani de atunci, suntem și pe al 5-lea an. 4 ani și... Vă propun să facem o scurtă radiografie, atât cât ne permite timpul, a celor întâmplate în acești ani, și aș începe cu lucrurile bune. Ce ați învățat dumneavoastră în toată această perioadă, în calitate de europarlamentar? Eu eram gata să vă felicit la început că ați spus eurodeputat și acum ați stricat-o. Da, suntem, așa e titulatura, să zic așa, normală, acceptată, eurodeputat suntem. Europarlamentar e o expresie uzuală și atâta tot. În fine, nu asta e subiectul. Fiecare clipă a vieții tale ar trebui să fie un prilej de a acumula o experiență în plus, zic și eu. Așa mi s-a întâmplat toată viața, indiferent cu ce m-am ocupat și ce domeniu, să zic așa, că am umblat în multe domenii și m-am ocupat de foarte multe lucruri. Însă pe toate le-am făcut cu maximă pasiune și cu încântare. Nu m-a sirit nimeni să fiu nici actor, nici profesor, nici șofer, nici zugrav, nici nimic. Și tâmplar sunt foarte bun. În fine. Dar fiind acolo, am fost fericit când am descoperit încă ceva. Și încă ceva. Și încă ceva. Iar această perioadă, de care spuneați, ultima, a fost foarte interesantă. Și cu totul specială. De asta parcă nici n-aș vrea să mai repet. Adică am acumulat, am înțeles foarte multe lucruri și cu cele pe care le-am acumulat și le-am înțeles, aș vrea să fac și treabă. Treabă în sensul concret. Vă explic imediat despre ce e vorba. Iată. Fiind o altă lume și cunoscând alți oameni care vin cu alte mentalități din, și nu una sau două, din atâtea țări și din atâtea locuri, o diferență fantastică între ei, de temperament, de stil, de mentalitate, cu unii am devenit chiar prieteni din plin și slavă Domnului, rămân prieten cu ei și după ce nu o să mai fiu deputat. Și de la fiecare am încercat să învăț câte ceva. Sunt acolo colegi cu mine în sensul că în grupul politic în care lucrez, în comisia în care lucrez, sunt oameni care au fost prim-ministri, au fost comisari, au fost miniștri în diverse țări importante, bine, și au trecut prin tot de momente. Un lucru pot să trag ca concluzie, totul se poate discuta, orice subiect pus pe masă, subiectul pus pe masă arată într-un fel. Discutând și fiecare are sentimentul concret că poate adăuga ceva acelui subiect, poate modifica ceva acelui subiect. Asta înseamnă a negocia. Ceea ce lipsește României, din păcate. Nu știm, de asta spun eu, e o cultură a negocierii. Știți, până la urmă, când iese un material final, un document, să zicem, nu, legislativ, de pe masa unei comisii de specialitate, el are amendamente, paragrafe și cele mai importante paragrafe se numesc compromis. Așa și scrie, compromis. Pentru că despre asta e vorba. La noi, dacă folosești termenul ăsta, te scui pe lumea, ceva de genul ăsta, parcă e un lucru groaznic. Un compromis e peorativ la noi, e o decădere din ceva, e o renunțare la ceva. Nu e adevărat, e o negociere, rezultatul unor negocieri. Așa se poate trăi pe lume. Adăugând ceva, înțelegându-l și pe celălalt, dând și de la tine câte ceva și nu impunând. Asta este simpla lecție clară pe care am învățat-o acolo și care nu există în România. Cultura compromisului, cultura negocierii, cultura înțelepciunii până la urmă. Și asta am învățat-o pe deplin acolo. Vă amintiți prima zi în care ați intrat în Parlamentul European în calitate de eurodeputat independent? Da. Cum a fost? A fost conform așteptărilor? Ce vă așteptați să găsiți acolo și poate n-ați găsit? Acum s-a discutat atunci și chestiunea mai amplă, mai întrebat și mai lumea. Cum a fost, domnule? Ca la armată. Eu am făcut armată, știți? Alții noastre nu despre tineri. N-a făcut armată, dar unii de acolo au făcut armată și uite așa e acolo. Ajungi într-un loc străin, cu totul, deci nu știi culoarele, toaletele, nu știi dormitoarele, nu știi nimic acolo. Ești ușor... Lumea care e acolo vine din toate părțile, de peste tot, și nu ne știm unii pe alții.
Deci, despre asta a fost vorba acolo. Pur și simplu, niște oameni care nu i-am cunoscut niciodată, au venit din fiecare din altă țară, la noi venea fiecare din alt sat, la armată, dar nu contează asta. E o vreme până când îți faci prieteni, înveți lucrurile, după care totul funcționează absolut ceas. Așa a fost. Dar la mine a fost ceva mai special, pentru că eu când am ajuns acolo, iar s-au flambat niște instituții pe aici, prin România, cu nevoie, și când am ajuns eu acolo, deja ajunsese de acasă, de aici, un memoriu de vreo 50 de pagini în engleză, cerând Parlamentul European să nu valideze mandatul, că sunt incompatibili, mă rog, cunoscutele refrene de la vremea aceea, că se judecasele deja când am depus candidatura, că de-aia mi-am depus-o, ca să se judece acest lucru. Și au fost 9 procese, le-am câștigat, slavă Domnului, pe toate. Deci era clar lucru, e, mai venit și acolo chestia asta, și de-aia când am fost prima zi și când mi-au dat cardul de vot, cartela de vot, care este simbolică la 1 iulie, e punctul clar în care se ia startul și acum la 1 iulie se va lua startul pentru următoarea legislatură. Și aveam emoții dacă îmi dau cartonașul sau nu mi-l dau. Și mi l-au dat. Pentru că Parlamentul European a trimis înapoi acasă un răspuns, cum că nu discută cu câte o instituție din România, ci cu România, care e reprezentată de, Agenția de Electorală Centrală. Și care, de la care a primit de la România o listă cu cei care au fost validați la alegerile respective și nu discută cu de niciun fel. Și mi-a dat hârtiuța, cardul. Și am luat cardul și mi-am făcut o fotografie cu el în mână. A fost așa o clipă în care am avut senzația că e în regulă sau că am învins sau că m-ați înțeles, am avut așa un sentiment de liniște și am vrut să-l imortalizez și mi-am făcut un mic tablou și mi l-am pus acolo unde am și un apartament cu chirie la Bruxelles și mi l-am pus acolo și din când în când mă uit acolo. În clipa aia în care am primit cartela, le-am și spus asistenților mei, dacă apucăm să facem un an, e mare lucru. Așa că să nu vă așteptați să nimic. Acum am ceva emoții, dar mici. Că mai sunt 3 luni și ceva, cam 4 luni și se încheie. Sper să-l închei. Și o să-mi fac din nou o fotografie cu acela și o să-i dau drumul într-un coș, în primul coș de gunoi, probabil. Cum a fost întâlnirea cu colegii români de acolo? Prima întâlnire. Nu există așa ceva. Deci cu colegii români de acolo și eu, te întâlnești în avion sau pe culoar, pe etajul 3. Acolo, la Bruxelles, multe etaje, multe clădini, în fine. Și e numitul etaj 3, care e ca Simeria, zic eu, care e nod de cale ferată, adică toate se întâlnesc acolo. Etajul 3 duce la toate, ca să te duci într-o altă clădire, un alt corp de clădire, te treci prin etajul 3. Așa, în felul ăsta, poți să accesi peste tot. La etajul 3 te poți vedea cu ei, trecând, venind, plecând și așa mai departe, și în avion. Că altfel nu există situații în care să te poți vedea cu ei sau să discutăm ceva împreună, ceva de genul ăsta, nu prea există. Nu, cel mai important pentru mine era să-i cunosc pe cei din alte țări, în primul rând. Așa cum v-am explicat, de acolo așteptam noutăți, experiențe, acel nou pe care îl aștept, noua experiență, de acolo așteptam. De la ei noștri neapărat, că pe cei mai mulți dintre ei și cunoșteam, pe unii nu-i cunosc nici azi, după 4 ani și ceva, sunt câțiva pe care chiar nu, cu care n-am schimbat o vorbă. I-ați văzut la știri. Și, pot să spun că mă întreb de ce prea s-au dus acolo. Pe unul l-am și întrebat, de ce ai venit totuși? Și ce v-a răspuns? Am umplat din numele așa ceva de genul ăsta. Dar mă rog, nu comentez acum, că nu ăsta e problema. Dar sunt și din aceștia. Am discutat de lucruri bune. Acum aș dori să discutăm puțin și despre gust amar, dacă gust pot amar, să-l numesc, da. Primul așa. Gust amar. Care a fost primul gust amar? Este că acolo mâncarea e de plastic. Deci n-am putut să zic și odată, am mâncat bine, ce lucru excelent. Tot timpul mi-aduc aminte, dă o ciorbă de acasă, dă pe șosea când vin cu mașina, mă opresc și eu o ciorbă de perișoare cu tarhon și cu pătrunjel proaspăt. Nu există. Chestia asta să ai un pătrunjel proaspăt, o legumă proaspătă într-o ciorbiță, nu există acolo. Deci eu nu știu cum trăiesc oamenii. În fine, clima nu-mi place de niciun fel, e umedă, e urâtă, enervantă, am făcut niște exeme pe față o vreme, nu știam de la ce, de la clima. Mai departe, nu, mie nu-mi place afară. Regrete? Nu, absolut deloc. Cu
cum v-am spus, e o experiență fabuloasă și sunt fericit că am avut parte de ea, am avut norocul acesta uriaș și șansa că foarte mulți oameni au votat atunci și m-au trimis acolo, chiar mai mult decât era cazul, că am avut voturi cât pentru 3 candidați, drept care 2 dintre deputații europeni care se urcă în avion și se duc pe acolo sunt pe voturile mele, pentru că ele s-au reîmpărțit la celelalte partide, așa că nu știu care între ei, că nu asta e treaba mea, dar și asta mi-a lăsat un gust amar, mic, nu mare. În fine, și mai e ceva. Am avut, trec o clipă la lucruri bune, că n-am apucat să spun lucrul ăsta, sentimentul în toți acești ani că pledând, comentând, discutând cu ceilalți, te ascultă. Adică nu vorbești în pustiu. Ceea ce n-am avut, trebuie să spun lucrul ăsta, câte vreme am făcut un mandat de senator aici, în România, 2008-2012, și în care am avut sentimentul din ce în ce mai puternic, până la urmă chiar final numai asta, că în jurul meu era un munte de vată care se muia sub ceea ce spuneai, pledai și venea la loc. Adică parcă nu se întâmpla nimic. Și moale, nu dur. Moale, un munte de vată în jur. Pe cuvântul meu, parcă nimeni nu te asculta. Parcă se uita la tine și rumega propriile sale gânduri unii pe lângă alții. Pe cuvântul meu, acest gen m-a speriat la vremea aceea. Ei, n-a fost așa aici. Bă, chiar câteodată discutând una sau alta dintre chestiunile de pe masa de discuție, în fine, după o vreme recunoșteam ceva ce am spus sau chiar cu cuvintele mele în gura altora, ca argumentație sau ca... M-ați înțeles? Deci pur și simplu te ascultă. Spuneam de interacțiunea cu colegii europarlamentari români. O putem trece la gust amar? Nu, așa e mecanismul. Nu, cu câțiva am avut relații foarte strânse, în fine, și ales cu cele două doamne cu care sunt în grup, în grupul ALDE Europa, cu Norica Nicolae și cu Renate Weber. Dar și cu alții am avut și am relații foarte bune. Dar nu cu toți, asta spun, dar nu sunt mecanisme sau situații în care să ne strângem și să vedem ce și cum practic ambasada noastră de acolo, din când în când, pe diverse subiecte, ne trimite tuturor poziția României, ca să zic așa. La un dat am și întrebat, dar de unde vine poziția României? Cum ați ajuns la ea? Am întrebat, doamna ambasador. Nu am văzut nicio discuție publică, o rezoluție a Senatului, o dezbatere publică în România și atunci să înțeleg și eu care e poziția României. Sau pe domeniul meu, de exemplu, pe drepturi de autor și așa mai departe. Au făcut o strângere de opinii prin asociații, prin nu știu ce, ca să înțeleg și eu de unde vine. Nu, pur și simplu e dintr-un birou. Înțeles poziția României. Mie nu-mi place chestia asta și atunci țin cont de poziția României venită pe rețele de tipul ăsta, dar folosesc și părerea mea întotdeauna. Interacțiunea cu doamna Corina Crețu, comisar european, da, cum sigur, a fost, interacțiunea cum a decurs? Cu ea, sigur, cu toată lumea și cu ea, în special, sigur, că cum să nu, am ajutat foarte bune cu ea. Ba chiar m-a ajutat masiv într-o clipă anume. V-ați făcut publică ideea că nu veți mai candida anul acesta la un nou, pentru un nou mandat. Nu e o idee, e o opțiune. Și ce... Suntem curioși ce v-a determinat să luați această decizie de a nu mai continua în acest format, dacă pot să-l numesc ce așa. Simplu e, ce simplu e. Cum v-am zis, și cum cred că știe foarte multă lume, am ajuns eurodeputat din aproape în aproape, cauza fiind alta și ținta fiind alta, nu asta. Ținta fiind scandalurile de aici, atacurile asupra mea, justiție, procese, faptul că la un moment dat eram vinovatul României și chiar eram pe listele acelea de MCV care se duceau pe la Parlamentul European, pe acolo, pe la Comisie, cu ani în urmă și eram la capitolul corupție parlamentară. Și mă supăra lucrul ăsta înfiorător. Și voiam să ajung în punctul în care se judecă, să zic, vreo vină, vreo vinovăție, vreo sancțiune asupra mea. Care e? Nu e niciuna, nu era niciuna. Și totuși eram peste tot vinovatul României. Am vrut să fiu pe o listă, pentru că nu aveam altă cale de atac decât asta. Să fiu pe o listă de tipul ăsta și să fiu eu atacat de instituțiile acelea, să mi se nege drepturile civile și atunci să înțeleg că toată lumea prin justiție, dacă da sau dacă nu. Asta a fost tema mea, n-a fost alta. Iar în situația în care eram aproape disperat și enervat, că părea că sunt murdar
și nu consider că sunt murdar în, din acest sens. Altfel mă mai murdăresc și eu. Noroiul e pentru toată lumea. Și atunci voiam să fiu, să plec din politică, să zic așa, curat și normal. Și nu puteam, că nu aveam cale de atac. Mi-am venit ideea asta și le-am cerut liberalilor mei, că eram la PNL, să fiu pe lista lor de candidatură de euro. Și firește n-au vrut. Și am înțeles, m-am dat deoparte, am ieșit. N-ați avut loc. Da. Mă rog, nu comentez subiectul ăsta, e opțiunea lor și a fiecăruia, n-are importanța asta. Și am candidat singur. Am candidat ca să fiu atacat în justiție. Ceea ce s-a întâmplat înainte de a fi că alegerile. S-au câștigat procesele toate, după care era absurd să mă opresc, să zic nu candidez. Adică am, din aproape în aproape. Și a trebuit să fac lucru până la capăt. Și iată-l. Ceea ce mulțumesc tuturor care m-au votat și sorții până la urmă, că m-a pus în această postură care pentru mine, ca om, venit cu trenul cu multe zeci de ani în urmă la București, a însemnat un maximum de experiență. Și fabuloasă, vă spun. Atâția oameni am cunoscut, atâtea lucruri am aflat. Plus că fiecare are informații, fiecare dintre colegii mei de pe acolo au informații din cu totul alte spații, părți, pe subiecte mondiale, nu așa, pur și simplu. Cu gura căscată, am ascultat, m-am băgat și eu în treabă, am spus și eu ce am crezut, am folosit exemple la mine din sat în chestiuni de tip mapamond. Minunat a fost, a fost extraordinar, vă spun. Și mulțumesc Dumnezeu pentru asta și oamenilor. Acest lucru și cu emoția cu care oamenii m-au sprijinit atunci, ca să mă pot apăra, pentru că au înțeles foarte bine despre ce a fost vorba, e irepetabilă. E ca prima dragoste. Dacă eu aș face din nou același lucru, tot singur, firește, că eu sunt un om singur, ca independent, e ca prima dragoste, nu te întorci la ea, rămâne în memorie, în fotografii, e o amintire fabuloasă. Las-o așa. Asta este tema principală. Al doilea. Deci nu am senzația că, nu știu, explodează sondajele cu mine, că lumea are nevoie de mine atât de tare, mă trage de mânecă pe stradă. Mă rog, unii mă trag de mânecă, dar nu asta e problema neapărat. Ca să mă duc din nou la Bruxelles. Iar de muncit vreau să muncesc mai departe. N-am zis că mă retrag. Din nimic nu mă retrag. Din... Asta societate să din ce vă propuneți să faceți. În continuare următoare. Voi pleda pentru aceleași lucruri pentru care pledez de când mă știu. Și în vremea lui Ceaușescu scriam articole, pledam, aveam întâlniri cu studenți și așa mai departe. Spuneam aceleași lucruri ca și astăzi. Îmi doresc aceleași lucruri ca și astăzi pentru nația mea, pentru noi, pentru părinți, pentru copii, pentru ce suntem noi, așa cum înțeleg eu lucrurile astea. Voi continua să fac lucrul ăsta, să pledez, să spun să exist. Am o singură problemă, că după ce muncesc toată ziua, dimineața până seara, pe orice temă ar trebui să fac, seara vreau să ajung și eu acasă. Deci, acolo nu ajung acasă. Nu înțelegeți chestia asta, că n-ați pățit-o. Nu știu cum să spun, plus, când ajungi acasă, te descalți, intri în casă și le spui alor tăi ce a fost, cum a fost ziua, afli ce au făcut ei, nu știu, mănânci ceva, te odihnești, dormi. M-ați înțeles? Te așezi în cuibul tău, capeți putere și o iei de la capăt. Nu. S-a terminat totul și eu eram singur într-un apartament. Minunat, da. Totul era perfect. Și uite așa, mă plimbam, mă sculam și noaptea, n-aveam somn, singur, până... Nu-mi place lucrul ăsta. Eu sunt tată de familie. Vă veți implica în politica internă? Aveți, da, sigur, de gând să... Da, sigur. Mă, păi, ce înseamnă implica? Înseamnă că dacă văd că un nenorocit bate un copil pe stradă, eu mă bag. Ați înțeles? Nu tac din gură. Imediat mă bag. Aplic asta și la zona politică, și la zona socială. Mă enervează lucruri înfiorătoare. De exemplu, mă supără și spun asta de când am intrat în politică concret chiar, și o spun concret, în PNL-ul meu de atunci. Dom'le, cetățean, atunci va fi bine, după părerea mea, când cetățeanul va fi egal cu statul. Ori statul român, și de atunci, și de când știu eu, și astăzi, îl prigonește, îl aleargă, îl vânează pe cetățean, care este singura rațiune de a exista pentru stat. Deci statul există ca să servească cetățeanul, așa e în teorie. În practică este invers. Îl vânează, îl aleargă, îl pândește, stă după colț și zice, pac, ai trecut pe zebră? Sau, mă rog, nu pe zebră, pe... Așa?
pătrăcerea de pietoni cu mașina, știți, milițianul care stă după colț. Hap, te-am prins. Nu e așa. Nu trebuie să fie așa. E una între teme. Mai am alta, că mă scoate din sărite. Dom'le, principiul este așa. Serviciile pentru care tu plătești impozite și așa mai departe statului, trebuie să vină după tine. Nu te duci tu după ele. Hai să vă spun despre ce e vorba. Păi nu închizi, domne, școlile pentru că sunt undeva, nu știu, sunt școli, sunt niște sătuce undeva sus în munți și o mică școală pentru ăia care sunt acolo și trăiesc acolo. Că acolo trebuie să trăiască ei, nu? Așa au decis. Acolo au primit de la părinții strămoșii lor pământul, acolo au vite și așa mai departe. Modul lor de viață trebuie protejat, nu modificat, că n-ai tu chef. Și închizi școala, înțelegeți? Și pui să alerge, să meargă 5 km sau îi duci cu autobuzul, nu știu ce. Nu, serviciile trebuie să te ducă după cetățean și nu invers. Astea sunt principii simple, de bază. Am făcut politică când am spus lucrul ăsta? Da, am făcut și politică, dar nu numai politică. Pentru că orice temă, de fapt, am discutat, mai ales cele care ne dor și pe care le-am dorit modificate, au doză politică, doză civică, doză de legalitate. Mă întreba acum un domn care m-a ajutat să ajung aici, că am găsit greu, mă întreba, de ce, domne, e așa iurea la noi? Și așa, și așa, și așa. Pentru că nu se respectă regulile, domne. Pui pe masă un set de reguli și după aia lumea nu mai trece pe roșu, trece numai pe verde. E la noi, trece fiecare pe ce vrea. Și nu vine cineva să te tragă de mâini, că arunci o hârtie pe jos și nu te-a luat cineva imediat să-ți ia banii din buzunar sau să nu știu ce să-ți facă. Nu e adevărat, nu se întâmplă asta. Adică când se va întâmpla așa, adică regulile respectate, va fi minunat în țara asta. E și acum, că ciorba nu e la fel de bună. Acum, revenind la planuri... Scuzați-mă, sunt patetic. Aveți de gând să, nu știu, vă afiliați unui partid sau nu, rămâneți independent? Asta e și problema mea principală. Am fost pe acolo și nu zic că e rău de niciun fel, să nu cumva să vă imaginați, nimeni să nu creadă chestia asta, că pledez pentru apolitismul ăsta, că să dispară toată clasa politică sau să vină alții să-i omorâm pe ăștia, mi se pare de o tâmpenie chestia asta absolută. Uitați-vă în lume, în jur, așa se trăiește, perfectează ceea ce este, da. Dar nu anula ceea ce este, pentru că e absurdul lui Dumnezeu, e o farsă. Nu. Fiecare are temperamentul lui, genul lui, iar eu, cu temperamentul meu și cu ceea ce sunt eu și cum mă comport eu, eu deranjez în astfel de grupuri. Am fost în cel mai frecventabil grup, mă refer la vechiul PNL, din politică, și m-am simțit foarte bine și cu dragoste și cu patos am făcut lucrul ăsta, dar s-a sfârșit prost pentru că încet, încet sau foarte târziu, prea târziu, am înțeles că îi cam deranjam de prea multe ori. Și nu vreau să mai deranjez pe nimeni, ați înțeles? Și atunci vreau să răspund. Pe de altă parte, erau în situații publice în care mi se reproșa mie un lucru făcut de un alt om, cu alte două mâini, două picioare decât ale mele, care avea vina de a fi în același grup politic. N-am chef să iau eu în brațe prostiile, greșelile altuia, indiferent cine este el. Dar ați fost curtat de partide? V-a propus, a venit cineva cu vreo propunere să mergeți la ei în perioada asta? Nu prea, și știți ce e? E un lucru foarte bun asta. Cred că, cel puțin, principalele partide au înțeles că chiar sunt independent și că așa vreau să fiu. Deci dacă aș fi făcut-o de cochetărie puțin și de mica ipocrizie de a fi... a face caz de independența asta a mea, ei ar fi înțeles probabil că e doar o ipocrizie și m-ar fi tras de mânecă. Mă rog, sunt niște oameni care totuși ar vota și cu mine, se pare. Și o spun cu modestie. Deci câțiva am spus, 10-12, nu asta e clar. Însă, cred că au înțeles că chiar sunt independent. Da. Și mă bucură lucrul ăsta, iar ceea ce am să fac mai departe, voi face numai din această ecuație. Omului singur care nu răspunde decât de mâinile și picioarele lui și de faptele lui și de gândurile lui. Nu de altceva. Atât și nimic mai mult. Și atunci opțiunile mele sunt foarte mici pentru viitorul politic, dacă mă întrebați concret. Dar nu asta e problema. Câte vreme cineva mă va întreba, așa cum astăzi mă întrebați acum și multă lume, mă întreabă ceva, răspund. Cum cred și cum simt. Când nu o să mă mai întrebe nimeni, o să stau cu cățelul, cu curcelul și va fi foarte bine așa atunci. Da. Domnule Mircea Diaconu, eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră.
și vă doresc mult succes în cele 3-4 luni cât au mai rămas. Da, e foarte mult de lucru. De atunci încolo. O să termin toate dosarele pe care le mai am, ceea ce e foarte bine. Eu lucrez acolo, atât aș mai spune. Te-ai băgat în politică. Păi, domnule, de urc, m-am băgat în politică, dar tot ce am făcut concret în politică a fost numai meseria mea. Adică politici culturale. Eu asta fac. De când 2008 am devenit senator și până astăzi, și ca director de teatru, am făcut politici culturale. Și nu sunt mulți care mă pot bate pe tema asta. Da, vă mulțumim. Cu drag. Mai vin dacă mă mai chemați.